Am să spun câteva întrebări care te vor încurca probabil sau care o să te facă să înțelegi că ceea ce știai despre tine e fals. Bună, suflet divin, câți ani ai? E cumva ziua ta de naștere astăzi? Cine s-a născut astăzi? Ce înseamnă a te naște? Indiferent care e răspunsul tău, am să-ți explic acum de ce răspunsul sau răspunsurile tale sunt false. Să spunem că răspunsurile tale sunt: astăzi împlinesc 27 de ani, este ziua mea, m-am născut în zodia Taurului, sunt un Taurus, cum spun eu. Și a te naște înseamnă că acum 27 de ani ai venit pe lume. Ăsta ar fi un răspuns pe care este posibil să mi-l dai, ținând cont de tiparele societății, de matrice și de joc. So, tu te gândești la tine ca la un om de 27 de ani. Dar singurul motiv pentru care crezi sau ai credința că ai 27 de ani este pentru că în conștiința ta sau în memoria ta știi că existi de 27 de ani pe pământ. Te cunoști pe tine, știi că existi, că ești tu de 27 de ani pe pământ. Și asta pentru că am fost obișnuiți să gândim în termen de timp, zile, ore, luni, ani. Modul în care te vezi tu pe pământ este bazat pe mișcarea soarelui, a lunii pe suprafața pământului. Când soarele răsare, este zi și până apune se întâmplă să trăiesc ziua și după ce a apus a trecut ziua. Sau asta înseamnă că nu ai 27 de ani și că ești pe pământ în corpul tău de 27 de sori sau, dacă dau exemplu lunii, de 27 de luni răsărite și apuse. Dar dacă nu erai pe acest pământ cu soare și lună și să spunem că erai pe o planetă diferită, atunci vârsta ta ar fi fost diferită. M-aș uita la tine ca la o persoană de 27 de ani sau poate cu mișcarea iluziei timpului de pe planeta respectivă m-aș uita la tine ca la o persoană de 127 de ani. Acum, dă-mi voie, te rog, să dau zoom out și mai mult, cum spun eu. Să spunem că în momentul în care te-ai născut, din momentul în care te-ai născut până în momentul prezent, care, by the way, este singurul care există cu adevărat, să spunem că ai fost tot timpul călător între galaxii, poate pe o navă. So, asta înseamnă că nu ai fost deloc pe o planetă care avea soare, lună, ca să-ți arate câți ani ai. Nu există nimic acolo care să se miște, iar tu habar nu ai de calendar, ceas sau timp. Atunci te întreb, câți ani crezi că ai? Ce vârstă ai? Indiferent de vârsta pe care o declari sau crezi că o ai, aceasta este bazată pe ceva inventat de partea humanoidă din noi, o regulă a matricei. Dacă a trecut o zi sau un an, înseamnă că ai îmbătrânit? Înseamnă că e ziua ta de naștere? So, mă întorc pe navă. Dacă ai fost pe o navă călător prin spațiu, te-ai luat probabil după ce v-ai inventat la nivelul de conștiință de acolo, de călător în spațiu. Dar ce ai putea să inventezi? Ai mai ține cont de vârsta ta? Și atunci, dacă ai ține cont, ce vârstă ai avea? Și să te mai întreb ceva. Ce vârstă are planeta pe care experimentezi tu acum în acest corp? Știe cineva cu adevărat ce vârstă are planeta? Și am să mai dau un exemplu. Să spunem că ai o barcă cu care navighezi pe mare, iar o bucățică din ea se strică și e necesar să o repari. Și poate nu odată, poate de mai multe ori, că ești călător de mulți ani
pe mare, înlocuiești lemnul și pui un lemn nou. Oare asta înseamnă că barca a renăscut sau a încheiat un ciclu de viață și calculezi vârsta ei din momentul în care ai reparat-o sau continui să adaugi timp la timpul existent? Dar oare ea nu e aceeași barcă, indiferent de vârstă? Și acum mă întorc la corpul tău pământean în care ai venit. Tu ai un corp pământean și acest corp are celule. Noi știm cu toții că aceste celule se regenerează singure la fiecare 7 ani și la fiecare 7 ani corpul tău primește celule complet noi. Cumva odată la 7 ani corpul tău întinerește și toate celulele tale sunt noi nouțe. Dacă te uiți la corpul tău și ți-aduci aminte cum erai în copilărie, observă că ai crescut. Ți-a crescut părul, ai crescut în înălțime, iar celulele tale nu au îmbătrânit, ci dimpotrivă, au fost înlocuite cu unele noi nouțe, ca să zic așa. Deci tu nu mai ai acele celule pe care le aveai acum 7 ani. Și atunci te întreb, de ce mai adaugi un an la vârsta ta? Ținând cont de celule, fiecare an care trece și în care tu consideri că e ziua ta de naștere, nu înseamnă că ai crescut, ci înseamnă că ți-ai schimbat corpul tău. Nu înseamnă că ai îmbătrânit, ci înseamnă că te-ai regenerat. Asta se întâmplă indiferent că ești pe pământ sau într-o navă spațială. Corpul tău se schimbă, se modifică și un sistem liniar cum e cel de pe pământ îți dă senzația că îmbătrânești sau că anii trec, iar tu înaintezi în vârstă. Și paradoxul este că în aceeași realitate în care trăim, celulele noastre se schimbă frecvent. De exemplu, celulele pe care le-au corpul tău nu sunt în momentul ăsta, nu sunt aceleași cu celulele pe care le aveai în prima zi când ai venit în acest corp. Și atunci te întreb, crești oare? Sau te regenerezi? Sau înaintezi în vârstă? Și încă ceva, dacă timpul e o iluzie și nu există decât acest moment prezent care se schimbă continuu, ce vârstă ai tu? Gândește-te la asta și nu uita. Ziua în care ai venit pe pământ este ziua în care sufletul tău a ales acest corp și s-a oferit voluntar să vină în aceste momente de transformare. Onorează-ți corpul și bucură-te de experiența în el și cu el. Respect corpul tău, onorez și recunosc divinul din tine, suflet infinit și nemuritor. Cu iubire divină, Anariel. Și acum, în loc să sufli niște lumânări, care ca și simbol îți sting și ți iau din lumină, îmbrățișează-te din partea mea și spune-ți așa, cu recunoștința sufletului, pentru corpul meu care mă susține în vindecare și evoluție.